Mă bucur că te-ai trezit pe dimineața asta ploioasă să vii să stăm puțin de vorbă. Că toată lumea știe de muzica ta, am văzut că ai milioane de vizualizări pe YouTube și pe toate platformele astea, ești în trending sau cum se zice, că nu prea mă pricep la asta cu YouTube-ul, dar puțină lumea știe despre tine. Adică dacă stau să caut, dacă dau search pe Google, foarte puține lucruri știu despre tine ca și persoană, nu doar ca artist. Așa că vreau să te cunoaștem așa un pic astăzi. Cumva pe mine niciodată nu m-a deranjat faza asta. Mai mult mi-a plăcut cumva să creez un mister în jurul meu, știi? Cu cât mai puțin știi, cu cât mai curios ești să o descoperi cumva. Dacă ai totul pe tavă, nu prea manifesti de regulă un interes. Dar eu am păstrat și o să mai păstrez misterul până într-un punct, până în care o să ajung, nu știu, acolo unde îmi doresc eu și eu o să încep să povestesc mai multe. Decât, nu știu, niște chestii esențiale și banale, o să pot să povestesc deja... Da, asta a fost ca un fel de strategie, așa ai gândit-o de la început? Da, da, așa am gândit de la început. Nu e ca și cum că... Pentru că și cei de la PR cumva își doreau ca să povestesc mai mult, să mă expun mai mult, dar eu am păstrat cumva distanța asta și o să mai păstrez într-un moment dat, dar sunt sigură că... Nu că sunt sigură, dar neapărat la un moment dat voi vorbi mai multe despre bine, mine. Nu ne așteptăm, că toată lumea vrea să afle cât mai multe, plus că e social media asta care tot sapă, tot așteaptă poze, tot așteaptă și fel și fel. E bine să păstrezi o doză de mister. Dar pe de altă parte e bine să și știi, zic, da, cine e fata asta care dintr-o dată are milioane de vizori? De unde a apărut? Cine? Știi că e cu toată lumea se întreabă. Da, cumva numele meu probabil e cunoscut, piesele mele sunt sigură că le-a auzit mai multă lume, doar că nu toată lumea mă asociază cu fața. Da, pentru că nici nu vii la evenimente, nici la emisiuni nu prea te-am văzut. Așa de mă lucrezi sau... Nu vreau să zic că sunt mai selectivă, dar chiar îmi doresc în perioada asta mă concentrez mai mult pe ce fac în studio, ce avem un plan, încercăm să construim un plan pentru anul viitor și step by step. Oricum, eu tot te întreb cum a pornit drumul ăsta spre muzică. Cânti din totdeauna, da? De când erai mică erai un fel de... Da. La petrecere, uite că vine acum de Crăciunul, mic, te scoteau ai tăi în față, hai că când veneau musafiri. Da, cumva ei și m-au ajutat, ei au observat într-un moment dat talentul ăsta mine, pentru că eu eram mereu acolo să fiu un centru atenției, să le prezint părinților diferite concerte improvizate, cu schimbări de haine, cu schimbări de make-up, de păr și așa mai departe. Și cumva ei au observat chestia asta, nu au neglijat-o, ceea ce e foarte bine pentru niște părinți. Și au decis să o dezvolte cumva și m-au dus la prima mea profesoară de canto, la o școală de muzică, la secția vioară și după asta pian, la cor, adică m-au, nu știu, la pictură cumva au încercat să investească în mine, nu prin lucruri materiale, dar au încercat să investească ducându-mă la diferite cercuri. În educație. Exact. Și asta cumva până la urmă dat roade. Dar i-au zis asta că eu știi că e ca o pasiune, ca o activitate când ești copil. Nu s-au gândit că tu o să vrei în viață să urmezi drumul ăsta. Și majoritatea părinților, cel puțin, pe care știu eu, spun ok, vrei să te faci actor sau artist, nu știu ce, cât ai până la 18 ani. După aia fă o meserie ca să ai o pensie la bătrânețe. Ai tăi te-au susținut și după 16 ani, să zicem așa? Da, foarte mult m-au susținut pentru că eu am făcut și două facultăți. Adică tu ai am urmat și parcursul normal. Am făcut și finanțe bănci, am făcut și științe politice. Dar la un moment dat, în anul 2, la facultate la finanțe și bănci, am făcut practică într-o bancă vara, erau două săptămâni de practică. Și eu am făcut practica aia, am zis să încerc. Aveam, nu știu, 21 de ani, 22 și am zis să încerc să văd cum ar fi să mă angajez într-o instituție. Și a fost horror. Mi-am dat seama că asta nu e despre mine și niciodată nu va fi. Un orar de la oră la oră, să stau undeva pe un scaun, să, nu știu, să văd Excel-uri, nu e despre mine. Și cumva și maică mea sunt întotdeauna și a zis că asta nu e despre tine. Bine, și tu ai ales, știi, de la o parte creativă, toată viața ai fost creativă, dintr-o dată te-ai dus către tehnici, știi, adică către cifre. Nu prea se mulau așa pe personalitatea ta, pe caracterul tău.
De, nici neapărat cât cifre, dar însă și modul ăsta de viață de angajat de la oră la oră. Exact, corporatist, ceea ce nu era despre mine. Bine, eu am încercat, dar maica mea, înainte și să mă duc și la facultate, i-a zis că tu nu o să faci asta niciodată. Eu știu cu siguranță, o să faci muzică neapărat. Adică lasă că oricum ai programul de noapte. Tu ești la concerte, recitaluri, pe drumuri, ce contează? Mi se părea că e mai avantajos să lucrezi de la 8 la 5 și după aia te relaxezi. Să știi că eu primesc super mult plăcere de, din plecările astea, din nopțile de la studio. Nu știu, mie îmi place, asta e rutina mea, asta e modul meu de viață. Da, uite, mă uitam la tine că nu ți-ai schimbat accentul, ceea ce îți da așa o altă aliură, nu știu cum să zic, știi? Adică e nu mi l-am tu schimbat. Tu și-a ta, dar nu ai vrut? Nu a fost ceva intenționat. Cumva eu vorbesc și în fiecare zi cu toată lumea de acasă, cu bunicii, cu maică-mea, cu taică-mea, mă sunt în fiecare dimineață cu părinții. Și cumva n-am vrut să fac forțat. Chestia asta totuși trebuie să fie cumva naturală ca să-ți schimbi accentul. Nu am vrut să fac nenatural. Trebuie să fie natural. Dacă nu vine, încă înseamnă că nu vine. Încă trebuie să mai păstrez accentul. Știi că mulți care sunt din zona Moldovei, chiar și de la noi, nu de la Chișinău, încearcă să-și schimbe accentul. De ce? Nu știu de ce. Orică stau de mult timp în București sau în alt oraș din România și inevitabil se mulează după oamenii cu care vorbesc, fie că li se pare că ar fi luați peste picior, nu știu, dar majoritatea își schimbă accentul, îl recapătă doar atunci când se duc acasă. Și eu așa fac, dacă stau 2 săptămâni acasă și vin aici, intru în birou și lumea nu mai înțelege ce vorbesc. Încep să vorbesc doar moldovenești și mai încet, stai să descifrăm. Adică, da, e, schimbarea asta durează câteva zile până... Te-am întrebat asta pentru că spuneai mai înainte să începem interviu că ești de aproape 10 ani în România și că ai și facultatea aici. Uh-huh. Și, da, după 10 ani deja... Știi. Vezi cum că eu facultatea am făcut-o la Iași. Da, și acolo... E accent un pic, într-adevăr. Dar n-ai avut niciodată așa numita depresia emigrantului? Pentru că mulți care au venit și nu neapărat de la Chișinău sau din țări apropiate, vecine, ci și din alte orașe, în București, spre exemplu, au fost fie, nu știu, anxioși, fie depresivi, fie nu se recăseau cu... Ba da, ba da. Ai avut? Ba da, normal. E ceva, eu cred că ceva natural. Nu cred că e cineva care vine și se adaptează așa din prima. Și normal, lipsa părinților, lipsa prietenilor, lipsa locurilor pe care deja le consider cumva familiare, îți lipsesc aici. Dar să știi că m-a ajutat foarte mult pandemia. Nu mai puteam circula acasă atât de des. Și momentul ăla că trebuia să mă obișnuiesc deja să stau aici și nu mai puteam să merg în fiecare săptămână sau două acasă, cumva m-a făcut să descoper și aici părțile frumoase, să încep să-mi fac și prieteni, să fiu mai apropiată cu cei de aici și încet, încet, să știi că asta a devenit noua mea casă. Oricum, ți-a luat ceva vreme, că pandemia a venit acum maxim 3 da, ani. Da, pentru că eu la Iași așteptam weekendul și tuși de acasă înapoi. Adică, cumva, nici n-am reușit să-mi fac prea mulți prieteni la Iași în timpul facultății, că mama tot îmi povestea, o să vezi, o să fii la facultate, o să fii super interesant, o să faci mulți prieteni. Dar eu, cumva, pentru că Iașul era foarte aproape de Chișinău, nu am reușit să fac prieteni pentru că îi aveam pe aia de acasă și în fiecare weekend fugeam acasă. Da, asta a fost, de fapt, vina, între ghilimele, că nu te-ai acomodat, pentru că era prea aproape. Dar zic, cine te-a descoperit pe tine? Cum ai rupt normele, piața muzicală din România? Cum a venit? Că mă gândesc că nu doar dintr-un festival sau pentru că ai participat la concursuri. Cum ai ajuns să colaborezi cu Rotons și cu Sasha Lopez? Deci, în Chișinău eu făceam parte din proiect de cover, că pe vremea aia era cumva super trendy așa și super vizualizate videourile pe YouTube cu trupe de cover-uri, care făceau cover nu doar în casă cântând la o chitară, dar erau filmate, profesionist și uite cineva din Moldova a început să facă un proiect de genul dat. Eu eram în școală încă atunci. Și am început să fac parte din proiectul ăla, cumva proiectul ăla a avut succes acolo la noi. Și cineva a văzut acele videouri, m-a contactat de la Roton. La început când am văzut mesajul, am crezut că e o farsă.
M-au invitat aici, am stabilit să semnăm un contract, am semnat contractul. După, chiar în prima săptămână de când am semnat contractul, label-ul nostru a organizat o tabără în care au fost chemați mai mulți writeri, compozitori, producători și așa mai departe. Vedea tabără de creație. Da, exact. Și acolo m-a descoperit Manu Eriva. Eu cântam într-un colț pentru cineva ca să, nu știu, să începem să scriem o piesă și el s-a apropiat dintr-un moment dat și a zis, eu am o piesă pentru tine. Eu nici nu știam că era Manu Eriva sau ceva, pentru că nu-l cunoșteam cine e. Și zis, hai până la mine la studio să-ți arăt, cu studiourile erau cumva improvizate în camere de hotel. Și hai până la mine la studio să-ți arăt, să-ți arăt o piesă. Și am fost noi, toată lumea acolo, studio, mi-a arătat piesa și de când am auzit, am zis, asta e piesa mea. În capul meu, cumva. Și am tras piesa, lui i-a plăcut foarte mult și ce am tras atunci, vocea aia din camera aia de hotel, așa și-a rămas pe piesa finală. Peste două luni am filmat primul clip, s-a lansat și piesa, a avut un succes destul de bunișor, aș zice eu, pentru prima piesă cumva. Corticiul, că ai milioane de vizualizări. Da, are cumva 6 milioane de vizualizări pe YouTube și tot o primeam, era ceva huge pentru mine la vremea aia, că o primeam de la prieteni din Ucraina, din Bulgaria, din România, din Rusia, o primeam de peste tot, efectiv, piesa aia și cumva era superb pentru mine atunci. Și acum e superb, da, mai ales pentru un copil de 21 de ani, 20, cât aveam eu atunci. Da, atunci ți-ai schimbat numele când ai început colaborarea cu Manu Eriva? Da, da, pentru că cumva numele meu suna așa tare interesant, să zic eu, cumva, nu super internațional, dar noi ne doream ceva mai international, cumva. Și de la Mihail am făcut Mișa, și pentru că la vremea era o Mișă atunci pe piață și am zis să mai adăugăm și un nume pentru a-l completa, cumva. Dar cu Sasha Lopez, el fiind la același booker pe care l-are și George, la Cristi Ochiu, m-a contactat Cristi, pentru că deja noi ne știam foarte bine că colaborasem pe alte și pe alte proiecte cu Manu Eriva. M-a sunat și a zis, uite, are așa o piesă foarte mișto, nu vrei să vii la studio să o tragi? Și eu am zis, da, desigur. Tocmai era într-o vară, tocmai veneam dintr-o vacanță și eram prin trecere prin București. Chiar dacă stăteam la București, dar eram în drum spre casă, spre Moldova, cumva. Am venit la studio, am ascultat două, trei piese, mi-au plăcut, drăguțe și da, Sasha văzuse că nu era un mare entuziasm cumva pe fața mea și a zis, da, hai să dăm piesă la play, la ultima piesă. Și a dat play la Smoke Me și atunci exact cum am făcut cu Jordan, asta e piesa mea, am mai repetat și atunci zic, nu, asta e piesa mea, aici ne-am oprit și aia și-a rămas, asta a fost Smoke Me. Dar zi-mi, tu te implici așa și în versuri și în linia melodică, adică da, să mai... Îți prezint o piesă, mă gândesc așa, n-am fost niciodată într-un studio, dar mă gândesc că ți-arată o piesă, cum spuneai tu mai devreme, ți-arată. Dar tu atunci ai acum, după atâția ani, experiența să zici, aici aș mai schimba puțin? Da, sigur, sigur. Păi eu am scris și piese pentru artiști și piese pentru mine de la zero, adică în care am participat doar eu, text și linie, doar eu fără alți writer pe lângă mine. Dar, da, dacă simt nevoia să schimb ceva, uite ca și la ultima piesă, la Mahala, eu aveam un text scris de Iraida, dar cumva mie personal nu-mi pica bine pe voce, erau niște consoare care nu prea îmi picau bine și eu am decis că să schimb textul pentru cele două strofe, pentru ca să mă avantajeze pe mine și am schimbat. Mai faci cursuri acum? Mai ai timp să te mai duci, nu știu, să mai ai lecții de canto, să-ți mai găsești... Triluliruri de alea, le descoperi după nu știu ce vârstă. Anul trecut am făcut un curs la Berkeley, nu știu dacă știi. Era un curs online pentru că și cu pandemia. Am zis să fac un curs de writing. Și am făcut. Da. Și mi-a prins folos cumva. Deci în continuare te educi. Da, normal. Păi trebuie să progresezi, să mai înveți, că generațiile din urmă care vin sunt mai talentate și mai talentate. Dacă nu reușești să ții pasul cumva și să fii mereu în tren, ai scăpat trenul. Care mă generații? Că tu ai 27 de ani mulți să înainte, vezi dar ești... Ăștia mici care vin sunt și mai dezvoltați ca și noi, și mai rapizi. Nu știu, da, mie mi se pare că sunt doar un fenomen așa și că dispar. Uite, mi se pare trepul nu o să dureze foarte mult. Apropo de asta, ce n-ai cântat niciodată? Manele. Cred. Da, pentru că e greu, știi că eu am da, întrebat. Da, nu că în faza că nu îmi plac. Asta că multă eu respect zice... foarte mult oamenii care când mă lecau niște inflexiuni din alea care, wow, super complicate. Dar eu nefiind de aici, cumva, ai văzut că cei care cântă manele trebuie să fie și din zona asta. Da. Că au cumva în ADN ceva ce au natural, nu e ceva ce se învață neapărat.
poți să o înveți, dar e mult mai greu decât să o ai natural. Și eu, nefiind de aici, cumva nu-mi reușește atât de ușor să fac inflexiunile astea. Te-am întrebat asta pentru că toată lumea, când întrebi cine cântă manele, se gândesc că știi, asociază cei de acasă, dar de fapt artiștii, unii artiști se feresc de genul ăsta pentru că nici nu poate să intre. Da, da, e foarte complicat. E foarte complicat. Foarte. Și eu am un mare respect pentru cei care cântă manele, pentru că chiar e complicat. Nu e ceva ușor. Dar așa că te văd mai rock, ai putea din asta să cânti un rock metalic, te vezi într-o piesă de genul? Da. Da? Da, da, eu sunt super deschisă pentru experimente cumva, dar nu știu, o limită frumoasă, fără a merge în extreme. Cu cine ți-ar plăcea de la noi? Nu neapărat, că am zis să rog, dar așa, în general, cu cine ți-ar plăcea să cânti? Să ai duet. De așa, de când erai tu mică, nu știu, vedeai, uite și de la voi, de la Republica Moldova, că sunt foarte mulți. Vorbești de aici, de pe loc, cumva? Nu știu, de artiști? Cum, din România mă refer, sau știi, mai aproape, așa cu Beyoncé sau cu... Da, nu știu, aș încerca la un moment dat să fac ceva cu Carlos. Pentru că cu restul pe care, dacă te-aș mai spune, cumva cu el alții am ceva deja planificat, ori am o piesă cu ceilalți, nu aș vrea să dau prea multe din casă. Dar cu cine n-am colaborat și cu cine încă n-am scris a fost Carlos. La un moment dat trebuia să avem o sesiune împreună, dar s-a anulat pe ultima 100 de metri pentru că avea el nu știu ce plecare. Dar da, cu el cred că mi-aș dori să fac ceva. Pe moldoveni cred că ar reuși să facă ceva interesant. Da, și cumva și cu accent. Când nu l-ați mai scos nici el, de la Pohui, așa unde mai aveam un strop de accent, n-am mai scos nimic cu tenta asta și cu accentul. Că voi chiar aveți accent frumos, de-aia l-am pomenit, pentru că îmi pare rău că unii renunță la el. Mi-ar plăcea niște piese așa cu... Eu n-am văzut să renunțe cineva. Uite, dacă te uiți la Vocea României și vezi cum vorbește Irina și Motanu, eu oricum simt și la ei accentul ăla, adică nu... simt prea... Mi se pare, nu știu, uite, și la Iuliana Beregoi. Și ea începe să-l piardă așa, un pic. Adică așa mi se pare, nu știu, la tine la... Nu știu, eu încă-l simt, probabil. Eu încă-l la simt. La suflet. Da, la un suflet. Eu încă-l simt. Oricum, am început cu copilăria, că vreau să rămânem acolo și ne-am dus din vorbă în vorbă până... Că eu vreau să te întreb, tot apropo de asta de copilărie, că nu te întrebasem și pe aia am dat-o în altele, dacă e cineva din familia ta care cântă și care e cântat, adică de la ei ai văzut sau te-ai trezit tu, te-au descoperit la grădiniță că ești talentată? Mai mult sunt din partea mamei. Bunica mea cânta când era micuță pe la toate sărbările localității de unde era și ea avea și ea chestia asta de a ieși mereu în centrul atenției. Dar cumva toată familia mea din partea mamei au auzit muzical și au și foarte bun gust la muzică bună. Adică cumva au și auz muzical și simțul muzicii și ritmului și cumva cred că am fost o combinație dintre ei toți. Da, și când eram mică, eu am crescut primii 3 ani am crescut cu bunicii, părinții mei muncind. Și m-au lăsat cu ei și cu bunicii și maica mea avea și un frate mai mic care, nu știu, eu aveam un an, doi și el avea vreo 13-14, era teenager cumva și el asculta tot felul de MTV, Backstreet Boys, chestii din astea și el cumva mereu cânta cu mine, se juca cu mine, dansa cu mine și cumva în noi credem și eu bănuiesc că de acolo cumva s-a tras și dragostea asta, pentru că îl vedeam pe el mai mare și cum dansa și cum cânta. Și cumva cred că de acolo... Da, cred că nu asculta Elefantul Cici sau alte piese de pentru copii. Da, cumva chestia asta, că era teenager și asculta tot ce era pe val și nu asculta muzică din est, gen ceva muzică din Rusia. Asculta doar vest, MTV asculta doar și cred că de acolo. Da, n-ai încercat să-ți faci o trupă și tu? Când erai mic, mai mic așa, înainte să te duci la liceu, la școală, în general, niște prietene de ale tale, să faceți așa o trupă, să mimați, că aveți autograf, că să dați acolo. Ba da, am mai făcut, îți dai seama, doar că nu trupă de, cântat, nu trupă de muzică, dar trupă de dans. Deci aveai veleită și de dansatoare, da, da, de mică. Da, da, am făcut cu niște colegi, eram 5 colegi și făceam dansuri diferite prin clasă, chestii, na, copii.
știi ce te-am întrebat de autograf? Pentru că majoritatea învățau de când erau mici să facă o semnătură acolo și își imaginau toți care au vrut o carieră din asta. Și am ajuns acum în 2022. Nimeni nu mai 2020, dă autografe. Nu mai dai, că toată lumea vrea să facă poze, faci selfie și când m-am mutat și eu la concerte, când eram și noi eu mică, mai ceream acolo autograf când aveam până în 10-15 ani. Acum, uși și copiii care au 7 ani, 10 ani, nu mai vine nimeni cu niciun carnețel, toată lumea are telefon schimbat, și faci poze. Nu mai trebuie semnătura. Fan club, se mai poartă fan club din ăla de... Se mai poartă, da? Se mai poartă, da, mai sunt. Nu știu, e foarte mișto să ai niște oameni foarte devotați cumva și dedicați, care te ascultă fiecare piesă, care mereu urmăresc tot ce faci tu. Cumva și oamenii ăia îți dau cea mai multă energie și un feedback cel mai frumos, ar zice așa. Știu că nu vă place să vorbiți despre bani, de-aia te-am văzut acum puțin la cât costă piesele, dar vreau să te întreb dacă ai învățat între timp. Pentru că stai singură, mă gândesc că stai singură în România de când ai venit la facultate și apoi de când te-ai stabilit. Nu i-ai adus și pe ei tăi aici, că spuneai că faci și naveta. Să fii și tu mai economă? Sau faptul că, nu știu, te-ai trezit într-o lume în care dintr-o dată au început concertele multe, pentru că ai avut succes încă de la prima piesă, să investești mult în haine, în accesorii și să nu mai pui tu niciun leu deoparte. Să știi că asta cu economia m-au învățat și părinții de când eram mică. Chiar dacă cumva... Eu am fost crescut într-o familie în care părinții aveau posibilitatea să mi ofere probleme mai mult decât mi-au oferit, dar ei au mers pe forma aia de educație în care mi-au oferit mai puțin decât puteau să mă ofere, cu gândul ca eu să-mi doresc să obțin cât mai multe eu personal pentru mine și să nu exagerez la capitolul haine, accesorii, pantofi, genți și așa mai departe. Cumva eu am știut cum să-mi echilibrez și bugetul, mai ales fiind plecată de acasă de la 18 ani și părinții, bine, oricum era un buget mai mult decât aveau colegii mei, dar nu era ceva spectaculos. Mi-ajungea doar de transport și de mâncare, nimic altceva. Dacă vreau să-mi permit ceva mai mult, deci trebuia să știu cum să-mi calculez bugetul. Asta era când te-ai mutat, când ai început facultatea, la 18 ani și deja nu aveai job, n-ai lucrat în paralel atunci ceva, ai studiat, da. Ai scris, ți-ai văzut de facultate. Dar mă refer când ai început tu să-ți faci primii bani, să ai din concerte, din piese, din vizualizări, din contractele de imagine, la fel de... Da, am rămas, da, ai rămas? De cum, pentru că taică-mi avea mereu în povestea, povața asta cu galbenii, nu știu dacă o știi. Știi, când i-a zis, stai că să mergi să strângi, trebuia să facă ceva, să-i aducă doi galbeni. Și fiul său i-a adus cei doi galbeni, taică s-o i-a aruncat în foc, iar feciorul n-a avut nicio reacție și a zis, nu, banii ăștia nu i-ai făcut tu. Du-te și adun ceva care i-ai făcut tu cu adevărat, pe care i-ai muncit. Și el a fost, a adus galbenii, aia taică s-a aruncat în foc și ăsta s-a aruncat în foc după ei și a fript și mâna pentru că erau banii făcuți de el. Uite, cam așa făcut în viață, da. Când îți galbenii tăi, îi prețuiești mai mult decât... Să știi că e o gândire foarte bună asta, căci na, când ai 20 de ani și te vezi cu niște bani pe care ai câștigat și sunt niște bani buni, da, se câștigă, chiar dacă în România nu este plătită ca în America, se câștigă ok și în momentul de față și din muzică. Adică un artist poate să supraviețuiască în România. Da, mai eu nici nu fac extreme din asta, că nu cheltui nimic. A, bine, da, mă gândesc tot, că nu. Da, nici nu sunt super... Nici nu-ți dai toți banii pe o piesă vestimentară, vezi o perică de pantofi și zici, nu gata, aștia sunt că să trebuie să mă... Nu fac asta. Cumva cu anii am învățat să investesc bani în chestiile care merită și care durează în timp cumva. Da, mai dau și bani pentru ce e în trend acum, dar după asta mă cicălesc pentru că zic, stai măi, că asta o să fie acum, jumate de an, un an, peste un an, chestia aia nu va mai valora absolut nimic. Cumva am înțeles că trebuie să investești bani în niște genți, pantofi, accesorii care sunt clasice, care vor fi și acum și peste 10 ani și peste 20 și vor și crește în preț, probabil. Nu să știi că asta cu crescutul în preț, nu... Doar niște genți așa mai crezi, dar nu te baza asta. Măi, să știi că maica mea avea o pereche de ochelari de la Versace prin 2005. Și cumva i-a purtat, dar după asta i-a neglijat, nu știu, peste câțiva ani i-a și aruncat. Taică mea era prin garaj și i-a aruncat și la gunoi. Și eram într-un magazin vintage undeva pe afară
și am văzut acei ochelari și costau de 3 ori mai mult decât a dat maică-mea în 2005 și eu am stat-o pe mama, unde sunt ochelare? A aruncat tata pe la gunoi, am zis, mamă, nu cred. Deci ține tot ce ai, pentru copiii or să vrea să-și ia de la tine. Deci ești foarte cumpătată, nu te gândești, chiar dacă ești artistă și pe scenă îți trebuie anumite piese vestimentare, pentru că, na, inevitabil, trebuie să fii altfel, nu te arunci în mii de euro, ci preferi să-ți creezi un stil. Dacă ai un gust bun, da, poți să obții și o ținută și din investiții mai mici. Cumva și geaca asta e o chestie făcută de mine. Eu am cumpărat-o... Neagră? Da. Eu am făcut, bine, dar are și deja câțiva ani, arăta mai bine acum câțiva ani. Și eu am găsit o fată care făcea desene atunci pe geci și cumva mi-am adaptat-o și dintr-o geacă simplă de piele am transformat-o în ceva mai bine. Artistic. Zi-mi așa pe final, acum ce urmează? Ce vrei? Ce ți-ai pus așa în agenda, știi, pentru sfârșit de an? Faci bilanț din ăla, ca la facultate, când te-ai dus în practică. Faci bilanțul. Anul viitor, ce planuri ai? Internațional, pleci, vrei să cucerești și zona aia, Asia, Japonia, că româncile sunt foarte bine primite în parte. De Asia și Japonia încă nu mi-am făcut planul. Cumva am fost recent la un camp în Amsterdam, tot de muzică, și am cunoscut foarte mulți oameni mișto acolo. Și la un moment dat ziceam... Eram cu George, cu Manu Riva și ziceam, știi, când am venit 5 ani în urmă aici și te-am cunoscut în tabăra aia, am zis că am ieșit din camera aia când am auzit prima dată piesa care a făcut-o împreună, am zis, mama, aici e lumea mea, cumva, aici lumea mă înțelege. Eu aveam impresia la un moment dat că Chișinău nu mă prea înțelege lumea, ce vreau să fac eu și unde. Cumva toată lumea nu prea lua în serios genul tău. Nu neapărat genul meu, dar aspirațiile mele credeau că e ceva... imposibil cumva. Și am zis atunci, mama, aici e lumea mea. Și când eram la Amsterdam, înconjurați că era și Afrojack, erau foarte mulți DJ mari, eram la un party organizat de un label, i-am zis, nu acolo e lumea mea, aici e lumea mea. Și mi-am dat seama că acolo e următorul pas. Deci în 2023 te duci și mai multe tabere de astea de creație, căci acolo găsești tot felul de... Am mai multe colaborări cu DJ de afară, mai multe campuri, experiență acumulată de acolo, probabil și un album pe sfârșit de an. Nu știu, vedem, cam așa. Și alea ce primi sunt la muzică? Grammy, Emmy, ce sunt? Grammy, da. Acolo? Multe sunt și Billboard. E acolo, vrei și zona aia, vrei? Stai, măcar seama. Nu știu... Poate nu doar neapărat cu vocea, dar uite, cu vreo piesă scrisă pentru cineva din afară. M-aș bucura oricum. M-aș bucura orice, doar să fie Grammy. Cumva Grammy e Oscarul pentru, cum e Oscarul pentru actori, așa e Grammy pentru artiști. Ar fi ceva extraordinar. Cumva eu și 2 ani în urmă am avut și un tort, o tortă în formă de Grammy. Cumva era și era scris For the Best New Artist. Deci uite, vezi, s-a... Probabil așa, într-o zi universul lucrează și îți dă niște semne. Probabil într-o zi, nu știu, poate și acum pentru cineva sună la fel cum sunau ideile mele acum câțiva ani la Chișinău. Poate și acum pentru cineva Grammy ăsta sună. Lasă că ne întâlnim peste câțiva ani și punem interviul ăsta. Și punem interviul ăsta și zici, uite, vezi, universul s-a aliniat. Pleci și tu acum acasă de sărbători sau nu ți-ai luat concerte și de Crăciun și de Revelion? O să avem, cred că și câteva evenimente, dar cred că o să și merg acasă. Da, cum sărbătorești? Cum sărbătoriți voi? Perit vechi, perit nou? Nu. La fel pe 25 decembrie, nu? Cumva și maică-mea e născută de Crăciun și avem și două sărbători în aceeași zi, dar sărbătorim la fel, pe 25 și pe 1 Revelionul. Nu știu, că unii sărbătorești așa, sunt cumva, pe calendarul vechi. Cumva, oricum obișnuim să mai facem și ceva de sărbătorile alea vechi, nu știu, o masă în familie sau ceva, mai obișnuim să... Moldovenii și românii doar dă-le niște motive de sărbătorit în plus și le sărbătoresc. Îți mulțumesc frumos că ai venit astăzi să stai de vorbă cu noi, dorind acum sărbători fericite, pentru că nu știu că dacă ne mai întâlnim. Mersi și ție la fel. Și să ne vedem la anul. Cu album cum vrei tu, și fizic, psihic, cu online, pe social și cu gremiul ăla. Mulțumesc. Dar mai durează un an, doi.